protestăm împotriva faptului că nu s-au respectat deciziile luate în privind epidemia de coronavirus, când au fost promise niște facilități pentru personalul care vine în contact, prima linie, dar nu s-au respectat. Vă referiți la acel stimulent de 2500 de lei? Mă refer la proiectele care sunt blocate de ani de zile în diferite camere ale Parlamentului sau în diferite camere din ministere și care au rămas blocate din diferite motive, nu ți-au dat nicio explicație. Proiecte care țin de... la sporurile care ar trebui acordate primei linii, la statutul asistentului medical, sporurile care au fost tăiate. De ce au fost tăiate sporurile? Au fost egalizate cu cei din spital. Respectiv, asistenții medicali din spital au protestat pentru a primi niște sporuri și s-a rezolvat problema micșorând și sporurile noastre în comparație cu ei, pentru a nu mai avea motiv de protest cei din spital. În acest moment, cât e sporul de condiții deosebite pentru ambulanță? Era aproape de nivelul maxim și a fost scăzut. În ce constă protestul? Este un protest, este un protest pașnic în care respectăm distanțarea socială. Protestat în stația centrală prin afișele pe care le-am plasat pe ambuturi sanitare. Ne facem văzuți și în public, dar în stația centrală ne-am prezentat cu lozinci, cu pancarte și prin semnalele sonore și acustice și vizuale pornite la ora 10. Până când va dura acest protest? Până la ora 12. Doar astăzi? Astăzi, da. Și în funcție de răspunsurile pe care le vom primi, vom ști dacă continuăm sau nu. Câți membri de sindicat sunt în serviciul de ambulanță? În serviciul Neamț sunt 274 de membri de sindicat. Din câți salariați? Din 340. Totuși s-au primit banii pe acest stimulent de risc COVID la nivelul ambulanței Neamț? S-au primit, nu preferențial, pentru că nu există, s-a interpretat legea de așa natură, încât au primit doar cei care au transportat pacienți confirmați COVID. Dacă am luat din stradă un pacient care ulterior la spital a fost depistat cu COVID, nu s-a considerat că am venit în contact cu boala și nu am fost remunerați pentru pericolul pe care l-a prezentat pacientul respectiv. Deci asta este nemulțumirea noastră, pentru că noi am luat contact cu pacientul din prima secundă, dar s-a considerat bolnav doar după ce a ieșit testul, respectiv după câteva zile. Cel puțin la începutul epidemiei, testele ieșeau după aproape o săptămână. Știu că în luna aprilie ambulanța a mers și pentru recoltare de probe. Exact. Unde? În centre de carantină, acasă, peste la tot, la domicilii, în cămine, în centre de carantină, unde a fost nevoie, unde am fost trimiși de Direcția de Sănătate Publică, ambulanța a participat. Cei care au participat, este drept, au primit acel spor. Câți colegi de-ai dumneavoastră sunt care au primit sporul? Au fost prin rotație, nu există un număr fix, au fost prin rotație... Au fost mai multe persoane care au participat la recoltări sau la transportul probelor, pentru că și transportul lor la București a fost remunerat ca și contra COVID.